La 300 de ani de la sfințirea mănăstirii Văcărești, demolată de regimul comunist în anul 1986, istorica vatră monahală renaște în localitatea Lumina din județul Constanța. Proiectul de readucere la viața mănăstirii a început în anul 2020, iar mâine va avea loc târnosirea paraclisului noului așezământ și sfințirea pietrei de temelie a Bisericii Așezământului. Evenimentele liturgice au început de aseară când în al preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, alături de clerici și credincioși, au întâmpinat brâul Maicii Domnului de la mănăstirea Catoxenia din Grecia și racla cu moaștele Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, adusă de la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Delegațiile care au însoțit Sfintele Moaște au fost conduse de înalt preasfințitul Părinte Iacov, mitropolit de Mitiline, și de preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei. După ce au fost purtate în procesiune, cele două racle au fost așezate spre închinare. Este o seară ce se va scrie în cronica acestei mănăstiri și arhiepiscopiei Tomisului. Ne pregătim pentru sfințirea locului a zidirii Bisericii Celei Mari a Văcăreștilor noi. Și iată, am vrut să avem odorul cel mai scump al Maicii Domnului și Sfintele Moaște ale Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș. Această nădejde și bucurie s-a împlinit în seara aceasta și începem să ne pregătim, iar brâul Maicii Domnului este cel mai râvnit odor pe care credincioșii vor să-l sărute, să se aplece, să lăcrimeze, să-i ceară ajutor și să-i acopere Maica Domnului cu dragostea sa de mamă. Lângă Maica Domnului stau sfinții. Sfinții sunt cu adevărat casnicii lui Dumnezeu, cei pe care Mântuitorul Hristos i-a numit și prieteni. Între acești prieteni ai Mântuitorului Hristos este unul venit mai de departe, care a fost și în Sfântul Munte multă vreme, un slujitor plin de dragoste, de râvnă, de rugăciune, cu darul tămăduirii prin dragostea ce a avut-o față de Dumnezeu, Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș. Este o mare bucurie. Mulțumim preafericitului Părinte Patriarh Daniel că a dat binecuvântarea și pentru aducerea brâului Maicii Domnului și pentru aducerea moaștelor Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș. Mănăstirea Văcărești a fost odinioară una dintre cele mai mari și importante vetre monahale din sud-estul Europei, cunoscută pentru arhitectura sa impunătoare și fresca valoroasă. Mâine, la temelia noului lăcaș de cult, va fi așezată și o cărămidă din zidul istoric al vechii mănăstiri. Cu bucurie și emoție am primit în această seară brâul Maicii Domnului de la mănăstirea Catoxenia din Volos și pe Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș. Împreună cu părinții preoți, diaconi, mitropoliți și ierarhi și credincioșii care au venit în această seară, ne bucurăm să deschidem oarecum seria de evenimente ce marchează 300 de ani de la sfințirea mănăstirii istorice, Mănăstirea Văcărești. Din 2020, de atunci de când am început rezidirea Mănăstirii Văcăreștii Noi aici în Comuna Lumina, am simțit întotdeauna ocrotirea și ajutorul Maicii Domnului și iată că astăzi este mult mai aproape de noi prin prezența Sfântului Brâu aici și sperăm și ne rugăm ca Maica Domnului să binecuvinteze lucrările de rezidire a Mănăstirii Văcărești de a fi scoasă la lumină chiar aici în Comuna Lumina din județul Constanța. Este un moment foarte important pentru mănăstirea noastră pentru că am reușit ca la împlinirea celor 300 de ani să reușim să punem piatra de temelie a Bisericii Mari și bineînțeles duminică 22 septembrie să împlinim și sfințirea Paraclisului cu hramul
Domnul Sfântul Ioan Maximovici și Sfântul Mina. Sperăm ca prezența Maicii Domnului în mijlocul nostru să fie un moment de întărire și pentru creștinii care trec prin încercări în această perioadă din cauza inundațiilor și Sfântul Iosif, care este mijlocitorul și ocrotitorul pompierilor, cei care sunt în linia întâi acolo, pentru creștinii care trec prin inundație, să le fie de ajutor și spre întărire. Mâine, slujba de târnosire a paraclisului mănăstirii și Sfânta Liturghie vor fi oficiate de un sobor de ierarhi din țară și din străinătate. Programul liturgic va începe la ora 8.